Gata. Bine, ok. Unde e băiatul cu rec? N-avem. E acolo. Fac la ridicare. Prima întrebare. Cum te simți în acest moment? Mă simt relaxată. Sunt bine. E o zi obișnuită. Nu cred că o să fie nimic nou în rutina de astăzi. Bineînțeles, e această întâlnire noastră. Apoi o să mă mai ocup puțin și de treburile zilnice, ori prin casă, ori dizertația. Apoi cursul și se termină ziua. A doua întrebare. Crezi că pandemia te-a schimbat în vreun fel? Da, chiar cred. Și acum urmează să zic cum. Sunt mai curajoasă. Este primul cuvânt care mi-a venit. În sensul că stând acasă, mi s-a schimbat foarte mult activitatea de când cu pandemia și cu statul acasă. Și am început să particip mai mult la cursuri, să mă implic în mai multe proiecte, chiar și pe partea asta profesională, dar și proiecte personale. Vreau să învăț o limbă străină și este chiar un proiect comun cu partenerul meu. Vrem să învățăm o limbă străină. E o chestie pe care vrem să o facem împreună. Mă implic mai mult în activitățile domestice ce țin de casă. Fac sport, ori de nevoie, ori că era un must de mult timp. Da. A treia întrebare. Ești vaccinată? Da, m-am vaccinat. Ce înseamnă vaccinul pentru tine? Protecție. În primul rând, noi de aici, de la București, mergem acasă, la părinți și la bunici. Și cam asta ar fi prima chestie. Noi ne-am făcut și, eu mi-am făcut și acel test anticorpi, eram ok cu anticorpii. Cred că am trecut la un moment dat fără să știu prin boală, dar cu toate astea am făcut. Și primul rând vrem să îi protejăm pe părinții noștri, pe apropiații noștri. Și pe lângă asta trebuie să ne aliniem. Mă aliniez normelor și tot ce ne impune acum lege. Un fel de follow-up la întrebarea asta. Cum te-ai simțit când ai aflat că există vaccin contra COVID? La început încrezătoare și suspicioasă. Pentru că, wow, acum a apărut, nici ei spuneau că în 2 ani o să avem vaccin, dar l-am avut chiar la finalul anului trecut sau ceva de genul și am fost suspicioasă. Nu m-am vaccinat imediat, de când s-a dat liber, după ceva timp, dar am făcut-o pentru că trebuie să fim responsabili. A patru întrebare. Ce gânduri ai despre educația online? Depinde cui se adresează. Noi, studenții, putem. Poate cu puțin spirit autodidact putem să parcurgem toate cursurile. Însă, pentru cei mai mici, ori liceu, ori școala 5-8, chiar și cei mai mici, 1-4, cu siguranță la ei este dificil. Cu siguranță la ei se vor vedea niște consecințe la un moment dat. Noi putem spune că ne mai descurcăm așa cum putem. Noi suntem și mai obișnuiți cu tehnologia, însă și la noi este greu, pentru că mi-ar fi plăcut poate să mai fac o practică, să mă mai duc într-o clinică, dar asta este. Aceea întrebare, ce înseamnă masca pentru tine? Masca este pentru a-i proteja pe ceilalți, exact cum ca doctorul când intră în operație și pune masca să nu transmită pacientului bacterii și așa mai departe. Asta înseamnă masca. M-am obișnuit cu ea, nu-mi place, am stocuri de măști în continuare. Asta este, o purtăm pentru că încă e nevoie de ea. Așa se întrebare, ce părere despre fake news-ul din pandemie și cum te face să te simți? Mă face să mă simt foarte
revoltată, poate, ăsta, nu știu dacă ăsta e cuvântul, dar mă revoltă nu pentru cum ajung informații la mine, că poate eu mai știu să le diseminez și să îmi iau informațiile corecte, însă cum ajunge la părinții noștri sau la bunici, asta este problema, de fapt. Și de multe ori am încercat să îi spun mamei că cu ea vorbesc cel mai des, mai renunță la știrile alea, nu te mai uitat de mult la televizor. Și am spunea, ok, și ce să fac, de unde să-mi iau eu informațiile, că nu sunt ca tine, nu pot să cercetez. Și am zis că da, așa este, și ca tine sunt mulți alții în situația asta. Am o părere proastă, bineînțeles, despre fake news și aș vrea să se termine și să fie și conștienți de efectele lor. Iar statul, guvernul, să, nu știu, cât mai multe campanii de stopare și efectiv de conștientizare. Așa, te întrebare, oarecum follow-up, ce părere ai despre teoriile conspiraționiste? Da, e foarte ciudat, nu am stat niciodată să dau search pe Google să le cercetez în profunzime. Știu despre toate cele pe care mi le-ai menționat. Am 5G pentru că Artela este și abonamentul este de așa natură, telefonul suportă 5G-ul, nu fac griji că de la vaccin am 5G sau chestii de genul. Nu. Și știu că atunci când au fost, când au apărut știrile despre 5G, m-am uitat pe YouTube la un bărbat, un vlogger, care e el fizician și a explicat toată treaba asta. Nu am înțeles exact termenii, dar am înțeles că nu e nimic periculos. A opta întrebare, ai fost / cunoști persoane apropiate care au avut COVID? Da, așa cum ziceam și eu, cred mai devreme, cred că am trecut prin boală fără să știu. Pe parcursul timpului mi-am dat seama că am o imunitate destul de bună, nu sunt bolnăvicioasă, nu am probleme. Iar asta a fost un lucru bun pentru mine. Cunosc apropiați chiar cea mai bună prietena mea de Crăciunul trecut și de Revelionul trecut, a trecut prin boală. A stat la pat, cu febră, cu toate simptomele cele mai rele, bine, nu chiar cele mai rele, dar s-a simțit foarte slăbită și fără gust, fără miros. Cum te-ai simțit când ai aflat și ce gânduri îți veneau în minte în momentul respectiv? Nu pot să zic că m-am speriat foarte tare, știu că este o persoană strong. Da, am încercat să încurajez că o să treacă și că o să fie bine și încercam să... Ea se temea foarte mult dacă o să ia și părinții ei. Și încercam să fim acolo lângă ea, pe grupul de prietene al nostru, să fim lângă ea și așa de la distanță, că o să fie bine, că uite, n-o să ia, că poate o vitamină îi ajută, chestii de genul. A opta întrebare. Ai pierdut pe cineva care a avut COVID? Am pierdut doi străbunici acum în pandemie. Erau foarte bătrâni, 95 plus. Da, unul dintre ei a fost din cauza COVID. Era foarte bătrân și deja imunitatea lui era foarte slăbită din cauza multor altor boli. A fost greu, mai ales pentru că bunica mea a fost afectată și asta m-a afectat și pe mine. Cum s-a schimbat viața ta după pandemie și ce impact emoțional a avut pentru tine? E o întrebare foarte bună, care cred că are un răspuns foarte amplu. În prima fază am încercat să văd beneficiile, să văd exact ce pot să fac eu, să mă adaptez mai bine și efectiv cum pot să transform asta într-un lucru bun. Statul acasă, în principiu. Am muncit de acasă, am făcut facultate de acasă, am făcut chestii extra de acasă și făceam foarte, foarte multe. Apoi mi-am dat seama că e puțin epuizant să faci atât de multe chestii. La un moment dat mă supărasem eu așa puțin că au început să apară și dezavantajele, bineînțeles, pe lângă toate miile de avantaje pe care am încercat eu să le extrag.
camera asta pe care o vezi aici devenise locul în care lucram de dimineață, de la 9 până la 6. Locul în care de la 6 mă conectam la cursuri și făceam cursurile online. Locul în care în weekend primeam prietenii și ne jucam, pentru că, nu știu, jocuri de societate și chestii de genul, pentru că nu puteam să ieșim în oraș, bineînțeles, fiind restricții. Locul în care îmi petreceam timpul la un film cu partenerul, locul în care uneori întindeam rufele, efectiv, devenise foarte epuizant și stresant și din chestia asta am încercat să văd ce pot să fac, ca din nou să o iau de la capăt, hai să văd ce avantaje sunt. În continuu sunt în căutarea unor avantaje și care să distrugă dezavantajele care sunt odată cu izolarea, că în principiu asta mă afectează foarte mult, statul acasă. Ca, cred că toți alții, alți studenți și alți, mă rog, și tineri angajați, care trebuie să stăm acasă. Nu spun ce întrebare. Crezi că pandemia ți-a afectat relațiile și dacă da, de ce? Relațiile, nu știu cât de mult mi-a afectat mie relații, cât pe mine în anumite relații și o să îți explic la ce mă refer. Relațiile mele cu prietenele mele apropiate nu au fost afectate atât de mult. Ținem legătura, facem FaceTime poate săptămânal sau la două săptămâni. Când ne putem vedea în oraș sau acasă la una dintre noi, o facem. Cumva nu au fost atât de mult afectate. Relațiile cu părinții au fost cu părinții și cu restul membrilor ai familiei. Uneori am renunțat să ne îmbrățișăm, să ne pupăm. Asta a fost un lucru care nu mi-a plăcut și nu vreau să folosesc cuvinte catastrofale, dar nu mi-a plăcut și asta vreau să se termine. Pe de altă parte, pe mine, în anumite relații, cum m-a afectat, a fost faptul că ne mai interacționând atât de mult face-to-face, fizic, cu unii oameni, am impresia că mi-am pierdut din spontaneitate, că atunci când cunosc poate o persoană nouă sau când cu persoane cu care nu m-am mai văzut de foarte mult timp, trebuie să interacționez, parcă nu mai sunt la fel de spontană și parcă, nu știu, aștept să fie o comunicare mediată de telefon sau de cameră, nu știu, o chestie ciudată, trebuie să mai cercetez. A 12-a întrebare. Dacă ai putea schimba un singur lucru în această pandemie, ce ai alege să schimbi? Partea asta de, nu știu dacă tu te aștepți la un anumit răspuns, însă izolarea. Asta cred că m-a afectat cel mai mult, asta văd că afectează apropiații mei. Și asta ar schimba-o. Plus, să nu mai fie atât de mult fake news și părinților și bătrânilor să, nu știu, la ei să ajungă informațiile totuși cât mai real, fără a fi prezentate într-un mod horror sau, da, cam asta. A 13-a întrebare, te consideri mai fericită acum față de cum era înainte de pandemie? Viața mea s-a schimbat foarte mult, în sensul că am început și o relație, m-am mutat într-un loc nou, am finalizat masterul, mă rog, licența și urmează și masterul, am avut un job nou în pandemie, ți-am zis că sunt în căutarea tuturor beneficiilor și avantajelor. Aș spune că oarecum mai fericită, pentru că încerc să adun dovezi în sensul ăsta. Dar nu musai că, mamă, ce fericire că stau acasă izolată sau că sunt restricții și că ne îmbulzim toți la market sau chestii de genul, sau că unii poate e contrar principiul lor să-i pune cineva să se vaccineze când, na, asta nu-mi place să văd și am prieteni și am cunoștințe care nu au făcut-o și
sunt revoltați. Normal că asta nu mă face fericită să știu că ei simt o presiune mare din cauza asta. A 14-a întrebare. Cum crezi că a fost sănătatea ta mentală de la începutul pandemiei până acum? Așa a fost. Pentru că am avut și momente mai bune în care se întâmplau chestii faine. Nu știu, m-am mutat într-un loc nou, am găsit motiv să celebrez asta, am finalizat licența încă un motiv. Dar au fost și momente down, când efectiv restricții, știri cu numere de le-am pierdut, nu mai știam să le citesc, nu mai știam ce sunt, ce reprezintă. Atât de multe informații erau. Asta a fost sus, jos, sus, jos, pentru că nu. Cred că e un caz general ăsta. 15-a întrebare. Ce te-a învățat pandemia pe tine? Mă organizez mai bine, sunt mai responsabilă, sunt mai conștientă de și de partea asta de sănătate și de importanță. Știi că vorbeam mai devreme de hipertensiune, sunt mai conștientă de partea asta, puțin mai grijulie, mă uit la urât la oamenii care nu poartă masca peste nas. În principiu, sunt mai multe, cred, dar nu am stat să le pun pe astea pe hârtie ce m-am învățat. M-am învățat, nu știu, și că atunci eu, când primesc o informație care mi se pare mie puțin dubioasă, să merg să cercetez. Chiar și lucrarea mea de dizertație tot în zona asta de COVID. Și pot să zic că sunt foarte mult cu multe cercetări și numere și statistici. O să-mi prindă bine. Deci dacă mă întreb peste un an, din nou, ce am învățat sau chestii de genul, probabil o să adaug și asta. Ultima întrebare. E roșie? Cum te simți în acest moment? Mă simt, cred că, mai bine decât la început. Întrebările... Stai că o dau un Denis Rifai acum. Ce vrei? Spune ce vrei tu. Mă bucur că am vorbit despre asta. Cred că asta, de fapt, este răspunsul scurt și la obiect. Ca să zic și de ce. Mă bucur că am vorbit despre asta așa pe larg. Mă bucur că am vorbit despre mine, referitor la COVID. Mă bucur că te-am revăzut. Nu ne-am mai văzut de foarte mult timp. Susțin proiectele de genul și dacă mai vrei, chiar acum când ziceai, mă gândeam la anul să fac follow-up. Că ai zis tu acum că dacă... Și zic, nu, uite, vezi că așa vin chestii. Și da, zic, da. Ok, zic, o să dau mesaj anul viitor la oamenii cu care am făcut inițial și să văd câți vor să reia un interviu, să-i întreb, mă, cum ți-a fost viața de atunci până acum. Sper să se schimbe multe chestii, izolare. Azi zicea întrebare, cum s-a schimbat viața ta după pandemie și ce... Cam o dublă?